exact ce e acum sistemul politic. Adică un sistem, o mașinărie de cucerit teritoriu electoral și de distribuit favori. Și, în același timp, un aparat de protecție pentru cutare sau cutare rețea de interese economice și politice. În al doilea rând, Mișcarea Populară nu trebuie să fie ce au fost la rândul lor și la vremea lor toate încercările de înnoire sau de reagregare a sistemului politic. Toate partidele, toate mișcările care au apărut clamând nevoia de noutate și de schimbare în România și care, după o primă și entuziastă conferință de presă, au dispărut fără urmă. Asta nu trebuie să fie Mișcarea Populară. Mișcarea Populară nu trebuie să fie o realitate conjuncturală, ci un punct important, un eveniment, aș zice, istoric în politica românească. Un punct care să poată fi recunoscut și acum și mult mai târziu când se va scrie istoria acestora. În această măsură, Mișcarea Populară poate însemna ceva.